Atunci când pe piață apare o nouă generație a unui model atât de important precum BMW seria 5, e de așteptat ca părerile să fie divergente. Unii vor spune că noua generație este exact ce trebuie, alții vor spune că nu, G30-ul, generația anterioară, era exact ce trebuie și BMW nu trebuia să schimbe nimic la ea. Doar că trăim în 2023 și mașinile trebuie să se schimbe ca să atragă atenția cumpărătorilor. Astăzi, în acest clip, vom afla care sunt asemănările, diferențele și avansurile tehnologice făcute de G60 față de G30. Nu-i treabă ușoară să cumperi o mașină nouă sau o nouă mașină veche, adică second hand. Prietenii de la autovid.ro au lansat prima platformă educativă cu sfaturi utile despre tot procesul de cumpărare a unei mașini. De la opțiuni de finanțare, cum alegi mașina potrivită în funcție de nevoi și scop, cum te asiguri că anunțul este pe bune, care sunt actele și procedurile legale, la ce să fii atent la vizionare și multe, multe altele. Mai ales pentru cumpărătorii aflați la prima cumpărare, pagina este un must check, ca să nu-ți pară rău mai târziu. Hai să începem cu dimensiunile. Nu e așa că ți se pare că G30-ul era un pic mai lat, cel puțin din poze sau din filmări? E bine, de fapt nu e așa. Mașina aceasta, G60-ul, este mai lat cu 30 de mm, dar în același timp, bavarezii au făcut seria 5-ul să crească în cam toate dimensiunile, pentru că acum mașina este și mai înaltă cu 37 de mm, mai lungă cu 97 de mm, aproape cu 10 cm mai lungă este mașina acum, și garda la sol este și ea mai mare cu 15 mm. Datorită acestor creșteri și modificări de dimensiuni, mașina acum pare că este mai îngustă și mai țuguiată, ca și cum la un moment dat s-a gândit să fie crossover și pe parcurs s-a răzgândit. Eu cred că G60-ul este o caroserie foarte frumoasă, dar cu siguranță ar arăta mai bine 30-40 de mm coborâtă. Abia aștept M5-ul. Dacă tot vorbim de valori și dimensiuni care s-au schimbat, să discutăm despre portbagaj. Portbagajul care acum are o capacitate de 520 de litri, la fel ca numele modelului 520 de. 520 de litri, asta înseamnă că este cu 10 litri mai mic decât al generației anterioare. Nu observ neapărat acest lucru, tot este un portbagaj încăpător, cavernos acolo, deci nu mi se pare o mare problemă. În același timp, ampatamentul a crescut cu 20 de mm, distanța între punți. Asta înseamnă mai mult spațiu în habitacul. Deci, cei care stau pe bancheta spate își vor putea întinde picioarele mai bine la drum întins, ca să zic așa. Elementele de design se îmbină armonios pe noul seria 5. De exemplu, controlul iluminat al grilei Rinichi, un opțional de 500 de euro, pe care, deși nu ți-o recunoști, îl vrei, arată foarte bine și se combină elegant cu, să spunem, teșitura Hofmeister. La fel, un element de design clasic, teșitura Hofmeister, inventată de domnul Hofmeister, designer BMW, între 1955 și 1970. Practic, aici, la stâlpul C, mașina, de fapt, aceste două linii nu converg aici într-un unghi ascuțit, ci unghiul e teșit. Teșitura Hofmeister. Iar acum cei de la BMW au pus aici numele modelului, un 5 mare acolo. Toți cei care trec clasa vor așa ceva. În fiecare review spun că oricărui BMW îi stă mai bine cu pachetul M. Dar iată, această mașină nu are pachetul M și în continuare mi se pare o mașină arătoasă. Are în schimb jantele aerodinamice, acestea reprezentând un opțional de 2800 de euro. Sunt pe 20, jantele standard sunt pe 18. Dar având în vedere masivitatea acestui nou seria 5, cred că ar arăta un pic ciudat cu jantele pe 18, mai ales când o privești din lateral. Aceste 520 de X-Drive este 89.000 de euro cu TVA inclus, dar nu mai sunt prea multe opționale pe care le-ai putea adăuga. La interior ești copleșit de tehnologie, începând de la faptul că butoanele nu prea mai există, există mai multe suprafețe capacitive foarte frumos iluminate noaptea, există în același timp și elemente care dau clasă unui BMW, de exemplu avem aceste ornamente cu lemn de frasin, există aceste două ecrane care găzduiesc sistemul de operare BMW iDrive, generația 8.5, și acest sistem știe să facă o grămadă de chestii. Eu acum o să vă arăt câteva mai interesante. Dacă v-aș arăta tot ce știe să facă, atunci acest review ar avea 3 ore și ar fi numai despre sistem. Te poți juca pe acest sistem de infotainment. Apeși pe acest buton, intri în toate aplicațiile, selectezi Air Console Games și apoi cu telefonul vei scana un QR code care va apărea acum pe ecranul mașinii. După ce scanezi acel QR code, vei folosi telefonul ca un fel de
Iată, aici, acest QR code se scanează, intrăm pe link și acum vom putea folosi telefonul ca un joystick, ca un controller. Trebuie să ne punem un nickname, să primim aici e-blog auto, done. Și iată, noi suntem e-blog auto, aceasta e telecomanda cu care controlăm ce se întâmplă acolo. Și hai să selectăm ceva, să dăm Enter ca să jucăm acel joc, The Neighborhood. Ținem telefonul așa, pentru că așa îl putem utiliza în jocul acesta. Sunt mai multe jocuri. Solo game, adică jucăm singuri. Putem să dăm volum mai tare la sistemul Bowers & Wilkins. Și se spune așa, că trebuie să folosim bazuca aceasta, fel de Angry Birds. Aici. Ah, ok. Acesta este ecranul principal al noului sistem de infotainment. După cum vedeți, nu mai e acum pe mai multe secțiuni. Avem fundalul acesta cu harta, pentru că de aici din dreapta putem selecta, să spunem, aplicația cea mai pregnantă. După cum vă spuneam, acum este navigația, ar putea fi de exemplu Live Vehicle aici pe fundal, sau ar putea fi, să zicem, media, dacă vrem să avem tot timpul muzica la îndemână. Și aici în stânga putem să selectăm un alt widget cu altă informație pe care vrem să o avem la îndemână. De asemenea, de aici de jos putem să intrăm rapid în comenzile principale ale mașinii: media, navigație, climatizare, toate aplicațiile, telefon și, evident, home. Modurile pe care le vedeți aici nu sunt doar moduri de condus. Da, sport este un mod de condus, efficient la fel, personal la fel. Dar modurile acestea pe care le vedeți în continuare, expressive, relax și digital art, sunt de fapt niște moduri prin care tu interacționezi cu habitacul mașinii. Acum suntem în modul digital art și vedeți, habitacul are această lumină subtilă mov. Dacă voi pune mașina în modul relax, nu știu dacă auziți, dar în momentul de față mașina închide trapa, plafonul panoramic, de fapt trage perdeluța peste plafonul panoramic, ca să zic așa, și a schimbat culoarea ambientală. De asemenea, dacă voi selecta modul sport, nu doar că se vor schimba culorile mediului ambient, dar în același timp, acum, scaunul meu al șoferului a strâns un pic din aripioarele care se află în stânga și dreapta pentru a mă ține mai bine la poziția de condus. Și modul pe care voiam să vi-l arăt, care e cel mai artistic, acesta cu digital art, revenim la el, putem să și ascultăm modul în care își narează artistul digital ca o fei ceea ce a făcut aici. Ia să vedem. Digital art. Digital art mode, we have the chance to cooperate again and integrate my art. Poți atribui scurtături oricărei funcții pe care tu o utilizezi mai des. De exemplu, să spunem că vrem să atribuim o scurtătură modului sport. Ținem apăsat pe el și ne apare aici Add to Shortcuts. Scurtăturile sunt aici, le puteți vedea, aici putem să punem ce vrem noi. Dar în același timp poți pune această scurtătură și pentru un gest. Dăm Add to Gesture Shortcuts și să spunem că vrem să utilizăm acest gest. Point two fingers at display, da? E, atunci când vom face asta, mașina intră în modul sport. Aceasta este cheia mașinii, dar dacă este mult prea mare, o poți lăsa acasă și poți utiliza această cheie digitală. Practic o cartelă pe care o ții în portofel, atingi portofelul de ușa mașinii, ușa se descuie și apoi poți pleca cu mașina ta la drum. Același lucru îl poți face și dacă, de exemplu, ai un Apple Watch. Această aplicație este pentru fanii golfului. Atunci când o accesezi, poți vedea anumite momente din această competiție sau poți chiar să vezi competiția live în noul tău BMW Serie 5 utilizând conexiunea sa de date. Se pare că bavarezii se gândesc să facă alte aplicații similare și pentru alte sporturi. Cine știe, poate că aici în viitor va exista o aplicație FIFA unde vei putea să vezi meciurile live. Dar nu în timp ce conduci, evident. Ce a lovit el biluța aia. Ecranul din fața ta are funcții de realitate augmentată. Asta înseamnă că mașina proiectează aceste imagini digitale, aceste săgeți, atunci când, de exemplu, ai navigația pornită cum o am eu acum, proiectează aceste săgeți călăuzitoare pe live feed-ul, pentru că mașina are o cameră în față, pe acest live video. Iată, vedeți că este live, vedeți cum trece mașina aceea pe acolo. Și dacă acum mă voi mișca,
veți vedea că mă apropii de aceste săgeți puse acolo din nou prin AR, prin realitate augmentată. Voi merge pe drum și în față, când va trebui să virez la dreapta, așa cum îmi spun săgețile, voi face această manevră. Realitatea augmentată funcționează și atunci când, de exemplu, ai mașina pusă pe pilot automat, dar pentru asta, hai să mergem un pic în trafic. BMW 520 de xDrive are un sistem de propulsie mild hybrid. Asta înseamnă că utilizează un motor electric de putere mică, în cazul de față 11 cai putere. Acest motor electric are diferite sarcini mai ușurele, așa, nu ca un sistem full hybrid. Asta înseamnă că poate să susțină consumatorii, în același timp poate să și ajute la repornirea motorului termic. Și din punctul meu de vedere, cred că asta e cea mai bună parte, anume, deși este un 2.0 diesel, nu simți vibrații, nu simți că, nu știu, troncă motorul într-un fel sau altul atunci când repornește, după ce, de exemplu, a fost în funcțiune sistemul start-stop al mașinii. Să spunem că te-ai oprit la un semafor mai lung, mașina a oprit motorul termic, la repornire totul este foarte lin, mașina parcă se trezește imediat la viață atunci când apeși accelerația. Deci asta e treaba cu sistemul mild hybrid pe 48 de volți. Motorașul acesta este integrat în cutie, el se află făcut sandwich între motor și cutie. Cutia este Steptronic-ul cu 8 rapoarte și experiența, ca să zic așa, a transmisiei este mega relaxantă. Mașina este gândită pentru a fi utilizată zilnică și se vede acest lucru. Se conduce exact cum te-ai așteptat să se conducă un BMW în viața de zi cu zi. Turbodieselul de 2 litri în 4 pistoane dezvoltă 197 cai putere și 400 Nm cuplu. Având în vedere că mașina aceasta are o masă considerabilă, 1830 de kg, 0-100 se întâmplă în 7,3 secunde. Dar atenție, 7,3 secunde, dacă stăm și ne uităm pe specificații, e doar cu 0,1 secunde mai lent decât generația anterioară, da? G30-ul. Dar G30-ul era cu 100 de kg, caroseria, da, era mai ușoară cu 100 de kilograme. Deci, deși mașina aceasta este cu 100 de kilograme mai grea decât generația anterioară, timpul de 0-100 nu a suferit o modificare notabilă, din nou doar 0,1, o zecime de secundă. Nu înseamnă nimic lucrul acesta, nu vei simți în niciun caz că mașina ta, noul tău BMW seria 5, nu accelerează cum ar trebui să o facă un BMW. Dar, din nou, masa este aici. Poți opta pe noul seria 5 și pentru punte spate viratoare. Noi avem această dotare, este super tare, pentru că mașina aceasta, care din nou este aproape cu 10 cm mai lungă decât generația anterioară, este manevrabilă, ca și cum ar fi o mașină mult mai compactă atunci când ești pe străduțe înguste. Simți puntea spate cum acționează. În cazul de față, mașina virează cu roțile din spate 2,5 grade. Deci nu este, să zic așa, un fenomen extrem de accentuat, dar îl simți că își face treaba. De asemenea, când conduci un pic mai sportiv și poate vrei să faci o schimbare rapidă, poate vrei să schimbi repede o bandă, să ieși din spatele cuiva pe o altă bandă și apoi să intri la loc în fața lui sau ceva de genul ăsta, o depășire mai periculoasă de altfel, ar spune cineva. Dar dacă vrei să faci o astfel de manevră mai rapidă, puntea spate viratoare te ajută și la viteză mai mare. Evident, cel mai mult îi simți efectul când ești la viteză joasă și curbe la 90 de grade pe, după cum vă spuneam, străduțe foarte, foarte înguste. Dar această agilitate, din nou, în ciuda masei, n-ar fi nimic dacă n-ar ajuta-o și amortizoare și direcție. Direcția are raport de demultiplicare variabil. Asta înseamnă că atunci când ești în modul sport, învârți mai puțin de volan pentru a vira la fel de repede pe cât te aștepți. Asta e super tare. Simți că muți o, să zic așa, masă considerabilă pe asfalt atunci când schimbi direcția, dar nu e neapărat ceva ce nu-ți oferă încredere și asta e foarte important. Și încrederea vine din suspensie. Mașina aceasta are amortizoare, evident, reglabile și cred că germanilor le-a ieșit o chestie, pentru că
Știm cu toții că de la an la an, de la generație la generație, mașinile se îngrașă, da? În cazul de față, seria 5-ul are 100 de kilograme în plus. Dar în ciuda acestui lucru, eu nu știu cum reușesc inginerii să țină masele în continuă creștere, să le țină în șah, să nu fie ruliu. Pentru că mașina aceasta, ok, n-am condus-o ultra mega sportiv în niciun caz, dar am condus un pic mai tare mașina aceasta în modul sport. Și nu reușești să o pui într-o situație în care să nu ai încredere în ea. Și asta mi se pare că este extrem de important. Deci, în continuare, suspensie, șasiu, direcție, tot ce ține de manevrabilitate, toate aceste lucruri lucrează foarte bine împreună, din nou, așa cum te-ai aștepta într-un model Bentley. Evident, pentru condus cu adevărat sportiv, va exista M5-ul. Deocamdată, mașina aceasta se manevrează așa cum te-ai aștepta să o facă un BMW. Volanul are această formă un pic mai ciudată, pentru că aici există niște senzori care trebuie să te vadă, să-ți vadă ochii și în același timp tu trebuie să vezi foarte bine instrumentarul, mai ales dacă utilizezi funcția pe care o am eu acum activă, aceasta cu Augmented Reality, cu, v-am arătat mai devreme ce face. Deci trebuie să poți vedea cu foarte mare ușurință ce este acolo în ecranul din fața ta. Și ca să faci asta, ai nevoie de o scobitură mai mare a volanului aici pentru a permite comunicarea, da, între tine și ecran și între sistemul mașinii și fața ta. Asta cu sistemul mașinii și fața ta este pentru că, după cum vă spuneam, mașina îți observă în mod constant mișcările pentru a vedea cât de atent ești la ceea ce faci. În funcție de cât de atent ești, mașina știe cum trebuie să reacționeze când poate ai pilotul automat pornit. Care-i treaba cu pilotul automat? E bine, se activează foarte ușor, apeși un singur buton și acum gata, pilotul automat este activ. Îi voi seta o viteză de 50 de km pe oră și atunci când vom reporni, de fapt eu acum pot să iau piciorul de pe frână, deși nu am autoholdul pornit, voi lua piciorul de pe frână și acum când mașina din față va pleca, mașina noastră încă nu va pleca pentru că abia am activat sistemul, va trebui să apes o dată pe pedală ca ea să știe că trebuie să plece, dar după asta mașina se va ține după cel din față, va sta în limita de viteză pe care eu am setat-o și aici în bord mi-apare și un volan, și anume pentru că mașina va putea să și țină direcția, din nou, dacă marcajul drumului este vizibil. Utilizând acest sistem, statul în trafic nu mai este așa o mare corvoadă, pentru că, iată, acum va pleca domnul, accelerez o dată și mașina acum, eu nu mai apăs pe nicio pedală, mașina accelerează până la viteza pe care eu am impus-o. Și vedeți că, din nou, funcția aceasta de realitate augmentată îmi arată și ce vede mașina, pentru că acolo mi-apare banda din față cu verde și mi-apare și pe stânga, pe dreapta, mi-apar două linii ca și cum că mașina vede banda pe care merge. Și pentru că mașina vede banda pe care merge, va lua acest viraj fără... Mi-a spus să pun mâna pe volan, de aia am pus mâna, dar mașina virează fără că eu să fac nimic. Și acum a frânat pentru că un domn cu ochii s-a băgat în fața noastră. Yes! Bun venit în traficul din București. Îmi pare rău, BMW Seria 5, tu nu ești pregătit pentru traficul ăsta. Nu știau domnii aceia germani care te-au gândit, nu știau că va fi așa aici, dar da. Ideea e că în trafic, atunci când e traficul nasol și înaintezi câte un metru, apoi iar pui frână, e super tare acest sistem. În primele 9 luni ale anului 2023, BMW a reușit să învingă frații săi din Germania, Audi și Mercedes, la capitolul vânzări. Și nu doar oricum, i-a învins destul de categoric. Și la vânzări per total și la vânzări de modele pur electrice, BMW câștigă în primele 9 luni și cu siguranță va câștiga pe întreg anul 2023. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că BMW are această strategie care mi se pare foarte deșteaptă. Într-o singură caroserie, tu poți avea două tipuri diferite de propulsoare fără să ai vreo diferență de caroserie. Anume, poți cumpăra acest Seria 5, va arăta așa și poți ți-l iei 520D sau poți ți-l iei i5 și să fie electric. Dar mașinile arată la fel, nu e nicio diferență notabilă. Asta e foarte important pentru că așa, întreg, să zic așa, paletarul de ofertă este cumva unificat. Toată lumea știe că dacă e un BMW Seria 5, așa arată ca un BMW Seria 5. Că este electric, că e diesel, că e plug-in hybrid. Ba mai mult de atât, se pare că în 2024 BMW va veni pe această
caroserie și cu un nou diesel 6 în linie mild hybrid. BMW dezvoltă dieseluri în continuare. Bavarezilor nu le e teamă să se murdărească pe mâini de diesel. În același timp, Mercedes a spus că vrea să devină full electric până în 2035, dacă nu mă înșel. Audi la fel, a dat un termen în care vrea să devină full electric. BMW nu a spus asta. BMW doar spune: noi vrem să vindem mașini electrice bune, care să placă clienților noștri, dar în același timp noi nu dăm la o parte benzina sau chiar propulsia diesel. Și acesta este un diesel foarte curat. Din nou, BMW gândește în perspectivă și un pic mai mult pentru client, cred eu. În același timp, cred că și BMW își știe foarte bine clienții. De cealaltă parte, Mercedes și Audi parcă gândesc mai mult pentru PR. Oh, nu mai vrem diesel, vrem electrice. BMW nu, BMW chiar gândește pentru client și asta se vede în vânzări. Cred că acest nou seria 5, fie el că i5, 520D sau oricum l-ai lua, va fi un model care va cimenta poziția de lider a celor de la BMW. O mașină plină de tehnologie, o mașină arătoasă, o diferență de design destul de mare față de generația anterioară încât să conteze, să vrei să-ți iei noua generație, noul G60, și în același timp ușor de familiarizat, ușor de utilizat. Ați văzut? Un singur buton și am pornit sistemul acela. Asta înseamnă să vii în întâmpinarea clientului. Spuneți-mi și voi care este părerea voastră despre acest nou seria 5. Vă place? Nu vă place? Care e treaba cu el? Vreau să aud totul în comentarii. Rămâneți pe eBlog Auto. La revedere!